Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Eu Sănătos. Astăzi discutăm despre infertilitate, o problemă de sănătate mult mai frecventă decât s-ar putea crede. De la cauzele de apariție până la metode actuale de diagnostic și tratament, care sunt pașii de urmat în cazul acestei afecțiuni, discutăm astăzi alături de invitata mea, șef de lucrări dr. Mihaela Grigore, medic primar obstetrică ginecologie. Bună ziua și bine ați revenit la noi în platou, doamna doctor. Mulțumesc, o fac cu plăcere. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mă simt foarte bine aici, în prezența dumneavoastră și a colaboratorilor. Mă bucur să aud acest lucru, pentru că astăzi discutăm, așa cum le spuneam telespectatorilor, iată, despre infertilitate, discutăm de asemenea și despre endometrioză ca și cauză de apariție posibilă a infertilității. Și aș vrea să începem direct prin a vedea de ce tot mai multe cupluri nu pot avea copii. Sau altfel spus, care sunt cauzele de apariție a infertilității, ce înseamnă acestea, sau care sunt cauzele care duc la o rată crescută a infertilității cuplurilor în ziua de astăzi. Ați zis foarte bine chiar de la început, când ați introdus titlul prezentării, este din ce în ce mai frecventă infertilitatea și, într-adevăr, este o problemă cu care ne confruntăm mult mai frecvent acum față de anii precedenți și să știți că acesta este nu numai un trend la noi în România, practic urmăm aici un trend care îl observăm în Europa, în țările nordice mai ales. Și cauzele pot fi multiple, pentru că infertilitatea înseamnă că putem avea cauze atât din partea femeii, deci discutăm despre cauze feminine, dar și despre cauze masculine. Din ce în ce mai frecvent este incriminată, dacă putem folosi acest termen, infertilitate de cauză masculină. Deci a crescut incidența cazurilor, situațiilor în care factorul masculin este preponderent și să nu uităm că există și situații când întâlnim simultan atât factori feminini cât și factori masculini. Dacă e să vorbim de cauze, sigur, acestea sunt multiple. Așa cum spuneam, trebuie să căutăm atât în zona factorilor feminini cât și în zona factorilor masculini. Din fericire, pentru bărbați, diagnosticul este mult mai ușor de stabilit, întrucât analiza pe care o efectuăm de prima intenție este ușor de efectuat, o spermogramă, așa se numește modul, analiza prin care investigăm și verificăm dacă ne confruntăm cu o cauză masculină. În schimb, când trebuie să investigăm infertilitatea de cauză feminină, aici investigațiile și testele sunt numeroase și bineînțeles că trebuie să le aplicăm progresiv într-o anumită, urmărind un anumit plan, anumiți pași pe care sigur e bine să îi respectăm, să nu-i sărim și să nu-i încurcăm. Putem discuta, doamna doctor, despre factori de risc, de exemplu, cum afectează vârsta fertilitatea? Da, factori de risc sunt mulți și ați atins prin această întrebare unul dintre cei mai importanți, și anume vârsta. Și este foarte bine că ați punctat acest factor de risc, pentru că în felul acesta aș dori să atrag și să trag un semnal de alarmă a femeilor. În mod normal, fertilitatea scade după vârsta de 35 de ani, la femei vorbesc, și după vârsta de 35 asistăm chiar la o scădere dramatică. Vorbim actual de așa zisa îmbătrânire a materialului genetic. Sigur că o femeie la 40 de ani poate să se simte foarte tânără, dar din punct de vedere al materialului genetic, a ovocitelor pe care ovarele le conțin, aici într-adevăr asistăm la o modificare, la un aging, o îmbătrânire precoce. Practic, care este din punct de vedere biologic cea mai bună vârstă sau vârsta optimă pentru a întemeia o familie? Pentru a procrea sau, ca să nu spunem, pentru a întemeia o familie, cred că vârsta optimă rămâne cea, dintotdeauna, recomandată în jurul vârstei de 25 de ani.
De din păcate s-a îndepărtat această vârstă. Din păcate, vârstă, da, din păcate, noastre. Datorită stilului de viață pe care îl avem și la care suntem obligați să îi, căruia suntem obligați să îi facem față, a determinat o creștere în vârstă a procreierii, a vârstei de procreiere, astfel încât în momentul de față multe femei, în special din mediul urban, își amână până chiar la vârste de după 30-35 de ani o primă sarcină. Și, repet, acesta aș dori să fie un semnal de alarmă. Ele trebuie să fie avizate că după vârsta de 35 de ani asistăm la o scădere a fertilității în mod natural, iar pe lângă această îmbătrânire naturală pot în acești ani se pot acumula și alți factori de risc care să determine infertilitate. Deci, repet, revenind la răspuns, ideal 25 până în 30 de ani și nu mai târziu de 35 de ani. Sigur, dacă ne permite stilul de viață, cariera, pentru că până la urmă aici cred că ne învârtim în jurul acestei probleme. Multe femei doresc întâi să-și asigure o stabilitate din punct priorități. De vedere profesional, exact, asta reprezintă prima prioritate pentru multe femei și pe planul 2 vine și această dorință de procreere, dar să nu uităm că uneori dacă o împingem prea departe, ca vârstă vorbesc, pot apare surprize de acest gen. Doamna doctor, vârsta este, să spunem, un factor de risc modificabil cu dorința noastră, dar putem discuta și despre cauze sau factori de risc nemodificabili? Putem vorbi și despre alți factori de risc. Și alți factori de risc importanți sunt, și mă gândesc aici, la infecțiile în sfera pelvină. Acesta iarăși este un factor de risc pe care îl putem preveni. Cum îl prevenim? Prevenind apariția infecțiilor, în special a infecțiilor care pot fi transmise prin contact sexual, boli cu transmitere sexuală le numim, întrucât aceste boli pot să determine o modificare la nivelul trompelor uterine. Trompele uterine reprezintă un element important în procesul de fertilizare. De asemenea, bolile cu transmitere sexuală pot să modifice cavitatea uterină, iarăși un element important, pentru că acolo se va implanta oul fertilizat. Și, vorbind de factori de risc, cred că este foarte important să mergem pe această profilaxie a bolilor cu transmitere sexuală. Tot am adus în discuție ceva mai devreme o sarcină târzie. Care pot fi consecințele unei sarcini târzii? Consecințele pot fi multiple. În primul rând, o sarcină târzie înseamnă, din punct de vedere al mamei, o sarcină care survine, poate, pe un organism care nu mai este perfect sănătos. Și atunci sarcina poate să creeze o serie de probleme de sănătate mamei. Practic, de multe ori sarcina deconspiră o serie de probleme de sănătate pe care mama nu le, femeia însărcinată nu le știa sau le poate agrava pe cele preexistente. Deci acesta ar fi consecința asupra organismului matern. Avem însă și consecințe din punct de vedere fetal, pentru că acea îmbătrânire a materialului genetic despre care am tot pomenit poate să determine și apariția unor boli genetice și aici cred că este cunoscut de către marea majoritate a ascultătorilor dumneavoastră, vorbim de sindromul Down sau trisomia 21, deși ea poate să apară această boală și înaintea de 35 de ani, este prevalența ei, acestui sindrom la făt, crește proporțional cu vârsta după 35 de ani. Vorbim de sindrom Down, dar nu numai, pentru că pe lângă sindromul Down mai există și alte maladii, alte boli genetice ce pot apare tot pe seama acestei îmbătrânire a materialului genetic. Doamna doctor, de câte tipuri poate fi infertilitatea? Ne-ați spus că ne gândim la partea ce ține de femeie, la partea ce ține de bărbat. Deci o primă clasificare am spus-o deja. Când vorbim de infertilitatea feminină,
o clasificăm în primară și secundară. Cea primară înseamnă că femeia nu a avut nicio sarcină în trecutul său, în antecedentele ei, cum folosim noi ca terminologie, iar infertilitatea secundară survine în situația în care o femeie a avut deja o sarcină sau cel puțin o sarcină în antecedente. Și când mă gândesc la, când vorbesc de sarcină, ea poate fi ori o naștere, o sarcină care a fost finalizată printr-o naștere, sau ne putem gândi la o sarcină finalizată printr-un avort, fie spontan, fie avort la cerere, sau chiar și o sarcină extrauterină. Dacă femeia a avut în trecut o sarcină extrauterină și ulterior se confruntă cu infertilitate, atunci o încadrăm în acea categorie de infertilitate secundară. Apoi mai avem multiple, în funcție de cauza infertilității feminine, și aici avem o serie de clasificări, și anume infertilitatea de cauză uterină, infertilitatea de cauză endocrină, infertilitatea de cauză tubară. Deci în funcție de agentul etiologic, agentul cauzal al infertilității. Cum aflăm, practic, cum se pune diagnosticul? Ce teste sunt utile? Și, practic, cum spuneam și la începutul emisiunii, care sunt pașii de urmat? Cum punem diagnosticul? În primul rând, trebuie să avem un diagnostic. Și cred că este bine să definim, poate, ce înseamnă infertilitate. Anterior, când am început această specialitate, se considera că, nu spun cu câți ani în urmă, cu mulți ani în urmă, se considera că infertilitatea apare dacă, după un interval de 2 ani de zile, de contact sexual, de rapoarte sexuale periodice, nu apare o sarcină. Lucrurile s-au modificat în ultimii ani și actual se consideră că acest interval este de un an. Deci, practic, după un an de zile în care un cuplu nu folosește nicio metodă de contracepție, dacă nu apare sarcina, atunci putem să discutăm de infertilitatea de cuplu. Din start pornim cu diagnosticul de cuplu, pentru că, așa cum spuneam, cauzele pot fi atât la femeie cât și la bărbat. Diagnosticul la bărbat este mult mai ușor. În schimb, la femeie avem de făcut o serie de teste pentru a identifica și pentru a vedea care factor, care agent cauzal. Vorbeam de o infertilitate uterină, infertilitate tubară, infertilitate endocrină. Deci toți acești factori trebuie investigați. Există, sigur, o anumită etapizare a investigațiilor. De asemenea, putem să vorbim chiar și de un ritm al investigațiilor. Astfel, la o persoană tânără, la un cuplu în care partenera are 25 de ani, poate nu suntem extrem de invazivi și nu începem din start cu teste invazive și nu într-un interval neapărat foarte scurt, pentru că se consideră că este timp. Și uneori sarcina ni se întâmplă și am pățit și eu și sunt convinsă că mulți alți colegi, de multe ori sarcina a survenit exact în intervalul în care efectuam investigațiile. În schimb, după 6 luni, după 35 de ani, ritmul acestor investigații trebuie să fie mult mai alert, ba mai mult, după 35 de ani declanșăm și începem aceste investigații după 6 luni de contact sexual neprotejat, deci nu mai așteptăm un an de zile. Se scurtează și această perioadă, tocmai pentru a nu ajunge la o vârstă prea înaintată a femeii pentru a începe tratamente. Pentru că tratamentele, și în mod sigur voi primi întrebări și legate de tratament, anticipez un pic, tratamentele uneori sunt de lungă durată, nu întotdeauna avem un rezultat din prima sau din a doua lună de tratament, deci este, să zic așa, un tratament cu bătaie lungă și trebuie cuplul chiar sfătuit să aibă răbdare și să urmeze toate etapele necesare. Vorbind de investigații, deci spuneam că ele trebuie etapizate, trebuie să le programăm într-un anumit interval de timp în funcție de vârsta femeii. Sigur, de dorit ar fi să le facem cât mai repede. Există, de altfel, în străinătate și
conceptul de one-stop clinic, cu alte cuvinte, cuplul vine la o clinică de profil sau la o clinică la care există posibilitatea să fie efectuate toate investigațiile necesare și toate investigațiile să fie efectuate în aceeași zi. Pentru a nu fi necesare mai multe vizite, știm că de multe ori în străinătate, dar chiar și la noi s-a început programarea la clinici poate să dureze și atunci pentru a scurta acest interval de timp apare acest concept de one-stop clinic în care sunt investigați factorii anatomici, factorul uterin, factorul tubar și dacă vreți vom putea dezvolta cum anume investigăm, factorii endocrini prin dozări hormonale, factorul infecțios și toți aceștia trebuie efectuați, așa cum v-am spus, într-o anumită, și într-o anumită etapă a ciclului menstrual, deci aici trebuie să programăm aceste investigații, dar și în funcție de, bineînțeles, și de istoric și de antecedentele pacientei. Așadar, la o primă consultație se stabilesc acești termeni, să exact. Spunem. Și cum anume investigăm? Practic, ne-ați spus despre niște metode invazive, despre niște metode mai puțin invazive, sigur că da. Printre metodele mai puțin invazive aș enumera consultul ginecologic, o ecografie endovaginală, investigarea factorilor infecțioși, este recomandat la cuplurile infertile să mergem nu numai pe o cultură obișnuită, ci țintit pe o serie de microbi ce pot determina infertilitate și care, din păcate, nu determină o simptomatologie evidentă. Cu alte cuvinte, femeile pot avea infecții cu acești agenți infecțioși, aici aș aminti de chlamidie, micoplasmă, ureaplasmă. N-aș vrea să dau prea multă terminologie ca să nu fie, să zic, emisiunea prea greoaie din punct de vedere al terminologiei. Deci ideea este că femeile pot avea o serie de infecții care să nu aibă o simptomatologie evidentă, dar care pot să determine modificări semnificative asupra organelor genitale. Deci aceștia ar fi, să spunem, o serie de investigații neinvazive. Pentru investigarea cavității uterine a trompelor, intrăm de acum pe terenul investigațiilor invazive. Invazive de ce? Pentru că pot și comportă un risc de infecție, comportă anumite riscuri de complicații pe parcursul efectuării investigațiilor sau complicații ce pot apare după. Astfel, verificarea cavității uterine și a trompelor se poate face fie prin clasica, vechea și cunoscută histerosalpingografie, care se practica și în urmă cu 20-30 de ani și mai mult. Și ce înseamnă această histerosalpingografie? Este o metodă radiologică prin care se introduce o substanță de contrast prin col, prin uter. Ea trebuie să treacă din trompe în cavitatea peritoneală și se efectuează două clișee radiologice. Și radiologul, imagistul, interpretează în funcție de pasajul substanței de contrast, aspectul cavității uterine, aspectul trompelor și în felul acesta avem o primă informație legată de posibilă patologie uterotubară. Putem, pe lângă această histerosalpingografie, și sigur că aș recomanda o de primă intenție pentru investigarea trompelor uterine, putem actual să facem această investigare sub ghidaj ecografic, histerosonografie se numește investigația, în care nu mai efectuăm acele filme clișee radiologice, nu mai introducem o substanță de contrast, ci fie ser fiziologic sau un anumit gel specific pentru această investigație, și putem în dinamică să urmărim pasajul acestui gel prin uter și prin trompele uterine. Și ajungem la următoarea etapă, poate cea mai invazivă de acum, de investigare a trompelor uterine și anume chirurgia endoscopică, chirurgia laparoscopică,
care are un mare avantaj față de primele două, sau are două mari avantaje. Unul, este o metodă de mare precizie, pentru că dacă în primele două investigații enumerate putem avea și rezultate și fals pozitive și fals negative, în cazul chirurgiei laparoscopice lucrurile sunt clare, sunt evidente, pentru că vedem exact interiorul cavității abdominale. Și pe lângă metoda diagnostică, ea poate fi această intervenție și terapeutică. Cu alte cuvinte, pe lângă diagnostic putem să și corectăm defectele pe care le întâlnim și astfel putem să corijăm unul din cei mai frecvenți întâlniți factori în infertilitatea feminină, și anume factorul tubar. Doamna doctor, așa cum am văzut, avem multiple opțiuni de diagnostic la momentul actual, opțiuni care sunt probabil discutate cu medicul ginecolog la un prim consult. Vom vedea după o scurtă pauză de publicitate ce urmează după ce am pus acest diagnostic.